În urma investigațiilor efectuate de ofițerii Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane de Comun cu Procurorii, procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, s-a stabilit că suspecții de la începutul anului 2019 au profitat de poziția de vulnerabilitate a unor tinere pe care le-au impus să se prostitueze. Fetele erau recrutate de suspecții în centrele de agrement, le-a într-un apartament închiriat în municipiul Chișinău, după care plasau anunțuri pe internet cu pozele minorelor, acestea fiind ulterior supuse exploaterii sexuale de către mai mulți bărbați, contraplată. În rezultatul acțiunilor întreprinse, de oamenii legii, pe data de 27 februarie, suspecții au fost reținuți în flagrant. Ca urmare a perchezițiilor efectuate în locuință, polițiștii au depistat două adolescente de 14 și 16 ani care erau impuse să presteze servicii sexuale. Pentru aceste servicii, victimele primeau 800 de lei de la fiecare client. Ulterior, ele erau deposedate de mijloacele bănești acumulate. Zilnic, fetele urmau să deservească în jur de 8 clienți. Victimelor le este acordată consiliere psihologică specializată. În acest caz, a fost inițiată o cauză penală pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de copii, iar suspecții au fost reținuți pe un termen de 72 de ore. Dacă va fi dovedită vinovăția acestora, ei riscă o pedapsă cu închisoare de la 15 la 20 de ani. Poliția continuă acționarea operative de investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.